În acest weekend, polițiștii mehedințeni au continuat verificările cu privire la respectarea măsurilor impuse. S-au aplicat amenzi usturătoare cu privire la nerespectarea măsurilor de siguranță împotriva răspândirii noului coronavirus. Peste 346 de societăți comerciale și aproximativ 1350 de persoane au fost verificate de către oamenii legii. Valoarea totală a amenzilor a depășit suma de 121.000 de lei. Pe fondul numărului de cazuri de COVID-19 înregistrate pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul coronavirus, oamenii legii au intensificat în acest weekend activitățile de verificare a modului în care se respectă măsurile de siguranță impuse în această perioadă. În acest weekend au fost verificate aproximativ 1350 de persoane și peste 346 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă. În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 346 de sancțiuni contravenționale, dintre care 342 pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, în valoare de peste 121.000 de lei. De asemenea, au fost verificate peste 175 de mijloace de transport în comun. Reamintim tuturor să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri. Acțiunile de acest gen vor continua zilnic, scopul acestora fiind sănătatea și siguranța cetățenilor. Nu se dorește sancționarea cetățenilor, ci ca toți să conștientizăm că sănătatea și viața persoanelor sunt cele mai importante. Peste 346 de societăți comerciale și aproximativ 1350 de persoane au fost luate la bani mărunți în acest weekend. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 346 sancțiuni contravenționale, dintre care 342 au fost pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de peste 121.000 de lei. De asemenea, au fost verificate peste 175 de mijloace de transport în comun.